Sunbat. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul Digi Acoustic. Pentru astăzi avem un tutorial pentru voi în legătură cu CSGO, jocul care a nebunit lumea. Hai să facem și tutorialul ăsta care chiar mi l-a șerut. Și anume, setări în CSGO. Ok. Hai să începem precum facem și noi, să intrăm chiar în joc. Ok. Să vedem dacă se văd aici cât de cât se tăr ceva. Ok. Avem în primul rând meniul la setări aici în stânga jos, care știți și voi, meniul setări. Intrăm la meniu acolo. Ok. La setările video, pentru voi, chiar dacă nu v-ați ține obișnuit și mulți cred că joacă cu setări făcute chiar la nimerală, ar fi bine să vă puneți 4x3 cu rezoluția 1440x1080, ecranul complet, setările aici la avansate, să fie toate pe low. După cum vine, vedeți, eu le-am în limba română. Puteți să chiar le puneți și voi chiar în limba română, nu e ușor. Aici depinde câte procesare aveți. Deci, la procesoare să fie activată. Aici să spuneți 4. Aici bilinear. Și restul dezactivate și pe loc. Ceva de genul. Cam așa setările. Ok, acum mulți dintre voi vă întrebați cum pun eu setarea asta video aici 1440 cu 4x3, pentru că rezoluția asta chiar nu există în Counter-Strike și avem de făcut următoarele setări. Ok. Ieșim din Counter-Strike. Activăm și noi chestia asta aici. Acum. Avem. Intrăm în panelul de control Nvidia. Ok. Modifică rezoluția. E, cum vedeți, avem impostăția în 3D și la aici schermă la mine mi-arată monitor. Modifică rezoluția aici, ok? Dăm click pe ea să ne apară monitorul. Eu, de exemplu, am 3 monitoare aici. 1, 2, 3. O să dăm, de exemplu, click pe monitor. De exemplu, dacă aveți un singur monitor, dați click pe monitor, click stânga, cu care să vă apară rezoluțiile care sunt în calculator, ok? Dacă nu aveți rezoluția asta aici, siguranță trebuie să personalizați, dați aici jos personalizează, ok? Și aici aveți toate rezoluțiile pe care le vreți voi, ok? Îi dați click, vedeți cum am făcut-o aici. Dacă nu aveți rezoluția aici, creează o rezoluție personalizată. Dacă vreau să-mi rezoluție, dacă nu o creați voi de aici, de jos, click. Și aici aveți rezoluțiile, ok? Personalizat. O să-i puneți aici 1440x1080. Click. Ok. Aici. După care dați OK încă o dată.
creează rezoluția. Ok. Impostați monitorii hărții, că de exemplu eu am 144. Ok. După care ieșiți de aici. Vedeți? Modificări făcute, da. Trebuie să dați da, eu dau nu pentru că deja le am. Și vă duceți în Counter-Strike. Dați aici la setări, la video și după aia modificați setările de aici. 4x3 cu 1440, vedeți, mie merge geam, apare. Pe 1080. Și dați aici, aplicați schimbările. Și totul este ok. Alte setări în, pentru Counter. O să le avem aici. Imediat ieșim și vă mai arăt o chestie. Acum, avem aici. O să ies să vă se vadă captura display. Așa, acum, avem aici. Intrăm la consolă, dați click. Jocuri, vizionează biblioteca de jocuri. Eu m-am meniu în limba română. Ok, aici aveți toate jocurile care le jucați. De exemplu, care sunt ăștia, l-am dezinstalat, decât ăsta singur care le-am instalat. Dați click dreapta, proprietăți. Să vă apară încă o căsuță aici. Să las totul cât mai clar. Ok, după care aici, la opțiuni de lansare, chestia asta de aici o să vă las undeva în desktop, o copiază. Ceva de genul. Aici n-are rost să vă mai... decât aici, dacă vreți să schimbați limba română, cum v-am spus, ca să vedeți cum mai bine. O să fac un folder. Așa. Mare, 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 mare. Ceva de genul. Ăștia sunt setări făcute pentru... ca de fiecare dată când intri în Counter-Strike să nu-ți omori consola, să te bați toate aceste setări care sunt, nu știu, chiar foarte bune și utile din punct de vedere. Modificări nu trebuie făcute chiar așa mari, decât... hai să dau și asta mai jos ca să se vadă cât de cât. O să-l las undeva pe canal în descriere. La video acesta respectiv, setările care le vă pun aici, ceva de genul thread, se aici thread 6, depinde de câte procesare aveți, după care mai avem încă o chestie aici, monitorul pe care îl aveți voi, frecvența 144, aici de exemplu la frecvența trebuie să schimbați în funcție de monitor pe care îl aveți voi. De exemplu, dacă îl aveți de 60, în loc de 144, o să puneți 60. Atenție mare cum faceți și lăsați spațiu lips acolo, pentru că contează cât spațiu lăsați aici, între 144 și celălalt. Atenție mare, dați exact la sfârșit 44 și îl ștergeți, ceva de genul. Și scrieți, de exemplu, 240, ok? Ceva de genul. Exact în spatele lui. Atenție mare, trebuie lăsat un spațiu aici între liniuța și următorul care vine, da? Ceva de genul. Sau, dacă aveți monitor de 60, puneți 60, ok? Eu l-am 244, deci 144 aici și în partea asta cealaltă la fel. Ok? O salvat pe desktop. Cam asta ar fi setări în Counter-Strike. Cam atât
într-un acest tutorial micuț și o să revin cu altele care sper să fie utile și pe care o să mi le cereți în continuare. O să mai fac câteva tutoriale chiar în ceva de genul cum vrei să faci drop FPS-uri, adică să ai mai multe FPS-uri în joc și așa mai departe. Cum să-ți faci PC-ul să meargă mult mai bine și alte setări din care depinde și ce jocuri jucați. Ok, vă pup, o zi bună, DJ Acoustic, vă așteptăm la următorul tutorial.